în acest moment diferență mare între meciul național la Ungariei. Dar, din punctul meu de vedere, dacă se are răbdare cu această formație, câțiva ani se poate construi ceva solid. Acesta este punctul meu de vedere, în ciuda faptului că începutul de astăzi am trecut categorie. Da, Federa a început, le-am spus înainte de meci, nu există niciun fel de presiune, se joace cât se poate pe plasă. Au început foarte, foarte, foarte tipărat și experiența și-a spus lucrurile. Pe Omăr Ginean, Uiuiu, Pop, le mai vedem la Național? Nu aș vrea să dezvăluiesc foarte mult acest subiect. În momentul în care o jucătoare nu-și dorește să vină la echipa națională, din punctul meu de vedere, consider că lucrurile sunt cam încheiate. E inacceptabil, impardonabil să fii convocat la echipa națională. În acest moment, cele la care ați făcut referire nu au fost convocate. Dar să fii convocat la echipa națională și să refuzi, din punctul meu de vedere, este inacceptabil. Cine refuză? Nu vreau să intru în detalii. Probabil echipa putea să aibă acum încă 3-4-5 jucători în plus, dar, încă o dată, este o echipă tânără, lipsită total de experiență, care, în opinia mea, încă o dată mă repet, este capabilă de performanță viitor apropiat. Așa, rezultate vor fi capabile de performanță pentru că poate repede și moral, totuși a fost un dezastru în anumite momente. Se arunca și se dădea pe spatele postului. Da, este un început. Jucătoare de 17-19 ani, de la este care nu... Naționala de senioare. Da, dar aceasta este strategia noastră. Vom vedea ce se va întâmpla peste 3 ani cu această formație. Așa a pornit și Ungaria. Da? Așa a pornit și Ungaria. Am avut strategie, am muncit și au ajuns acum să se vadă de legal, legal, cu orice formate de continent. Până peste 3 ani, peste 3 zile, va fi greu și nisă? Păi Zanda a fost foarte greu și la București. Foarte greu a fost și la București, sigur că va fi de 1000 de ori mai greu în Islanda. Dar, probabil că trebuie să ajunga, cel puțin mental, fără a da alta bătare la jocul din Islanda. Apropo, unde ne vedeți peste 3 ani? Să ziceți că vor fi crește echipa? Probabil că și peste 3 ani Ungaria ne va învinge, dar sunt convins că nu ne va învinge la această diferență. Mulțumim!